Deși s-a anunțat iar cod portocaliu în județul Constanța, se poate circula, iar pe drumul județean Medgidia-Peștera e adevărat în condiții de iarnă. Regia autonomă județeană drumul și podul Constanța a reușit după două zile să dezăpezească drumul județean 222. Rămâne de văzut însă pentru cât timp. De duminică noapte, drumul județean 222 Medgidia-Pietreni a fost închis din cauza troienelor, iar vântul puternic a făcut imposibilă intervenția utilajelor de dezăpezire ale regiei autonome județene de drumul și podul Constanța. Zeci de ore a durat ca nămeții să fie înlăturați și abia ieri după amiază s-a putut iar circula între cele două localități. Până atunci însă un elicopter SMURD a intervenit pentru a prelua un pacient din satul Izvorul Mare cu probleme cardiace pentru a-l transporta la Spitalul Județean Constanța. Iată care este situația drumului județean la această oră. Care mai este situația drumului Medgidia-Peștera? La ora aceasta eu chiar sunt pe acest drum, vin dinspre Medgidia spre Peștera. Drumul arată chiar foarte bine. Deci se poate circula în condiții chiar excepționale. Mai sunt utilaje care lucrează la dezăpezirea acestuia? Mai este pe aceste drumuri, DG-222, 16 km plus DG-223B, 8 km, sunt două mașini, două utilaje care lucrează permanent. Deci la ora aceasta n-am decât să le dau nota 10, așa, se lucrează pe timp de iarnă și își merită banii aceste firme și aceste utilaje care, într-adevăr, își fac treaba. La dumneavoastră în comună există o criză a alimentelor, având în vedere că a fost blocată circulația și nu s-au putut aproviziona? Acest lucru a avut loc luni, însă astăzi, avertizând că va începe o altă viitură, altă stare puternică, am anunțat agenții economici care și-au făcut aprovizionările și cam lucrurile s-au liniștit la ora aceasta. Utilajele ale primăriei pentru dezăpezire în localitate sunt pregătite, așa că așteptăm să trecem peste acest cod roșu care s-a anunțat acum. Autoritățile locale din Peștera sunt pregătite să țină piept din sorii abundente care s-a anunțat în această noapte și mâine pentru ca cel puțin în comună se poată circula în condiții de iarnă, așa cum s-a întâmplat până acum, administrația comunală mobilizându-se mereu din timp în acest sens. Rămâne de văzut doar dacă se va circula mâine între Peștera și Medgidia.